În urmă cu aproape o lună, viceprimarul Ionuț Apostu atrăgea atenția că în cazul eliberării unei locuințe ANL n-ar putea dispune o nouă atribuire, întrucât la departamentul fond locativ nu mai sunt depuse dosare valide. Ulterior anunțului, primăria n-a fost luată cu asalt de tinerii aflați în căutarea unei locuințe așa cum se aștepta. S-au depus doar 3 noi dosare. Din păcate, apelul meu se dovedește că a fost îndreptățit, în sensul că chiar azi dimineață am consultat registratura și am aflat că s-au depus doar 3 dosare, dintre care unul incomplet. Recomandarea mea este aceea de a se depune, ca tinerii să depună astfel de cereri, pentru că în momentul în care se vor elibera astfel de locuințe, tinerii care doresc să ocupe o locuință ANL să aibă posibilitatea de a o ocupa într-un timp foarte scurt. Avantajul locuințelor ANL constituie prețul mic al chiriilor comparativ cu tarifele practicate pe piața imobiliară. Chiriile sunt stabilite în funcție de suprafața efectivă a locuinței ocupate. În general se situează între 170 de lei și 250 de lei. Cam aceasta este media chiriilor în funcție de suprafața utilă a fiecărui apartament. Municipalitatea a făcut demersuri atât anul trecut cât și în acest an pentru vinderea către chiriași a locuințelor ANL. În noiembrie anul trecut, viceprim-ministrul Vasile Dâncu s-a pronunțat pentru păstrarea blocurilor ANL în proprietatea statului pentru a servi în caz de urgență.